Nu pot să zic că așteptam cu nerăbdare să fac clipul ăsta pentru că v-aș minți. Luna august pentru mine în materie de cărți a fost relativ așa. M-am confruntat și cu un semi-reading slump, am citit și niște cărți care... Și pe lângă asta am rămas și cu multe cărți restante pentru luna septembrie și o să vă povestesc despre toate, așa că hai să vedem ce am citit eu în luna august. O să începem cu cărțile fizice pe care le am aici, pentru că practic am citit sau am terminat 4 cărți, dintre care 3 sunt fizice și una audio. Mai am 2 cărți audio începute și neterminate, Dumnezeu știe când o să le termin. Mai am o carte, 2 cărți fizice începute, deci sunt bine. Sunt pe linia de plutire, o să mor. Și începem în stilul nostru clasic, o să începem cu prima carte care este destul de simpatică, zice eu, se numește Arcașul fără arc, de Ștefan Liceanu. Este o colecție de fabule, povestiri cu tâlc chinezești, despre care v-am mai vorbit, de Ștefan Liceanu. Este apărută la noi anul acesta la editura Humanitas și are o mulțime de fabule și de povestiri interesanțele despre care... din care poți extrage o mulțime de pilde, dacă vreți, de sfaturi, de învățături. Sunt interesante, unele sunt mai scurte, unele sunt de o pagină, o pagină din asta, altele sunt mai ample, sunt de câteva pagini, dar sunt destul de drăguțe. Eu mi-am pus aici post-it-uri pentru câteva dintre ele care mi s-au părut mai simpatice. Este o colecție de fabule pe care să o iei, să o citești așa ocazional, poți să o răsfoiești din când în când. Poți să o citești și în timp ce citești alte cărți ca să îți mai iei minte de la acele cărți și de la, nu știu, acțiunea din ele, ceea ce eu am făcut. M-a zis, sunt destul de drăguțe. Era aici, cred că prima din povestiri este ceva de genul cu un țăran care și-a pierdut toporul și se uita după topor, s-a uitat după topor o zi întreagă și n-a găsit toporul și pe măsură ce căuta toporul tot îi se părea că băiatul vecinului este din ce în ce mai suspect, adică îi se părea din ce în ce mai vinovat. Până la finalul zilei, când chiar ajunsese să creadă că este vinovat și că el i-a furat toporul, după care la scurt timp a găsit toporul și de fapt băiatul vecinului n-avea nicio vină, dar în mintea lui părea vinovat. E, cam genul ăsta de povestioare sunt. Simpaticuțe, dacă aveți o curiozitate așa, multe bineînțeles sunt cu referire la cultura chineză, la tradițiile lor, dar se pot extrapola și la noi în cultura noastră. Este o carte cu care arată foarte bine, pe lângă supracopertă, arată foarte bine. Are aceeași copertă și... fără supracoperta, arată foarte bine și are și semn de carte și mi se pare că e utilă de a avut acolo în bibliotecă, din când în când să mai arunci un cât un ochi peste ea. Asta e, apropo, i-am dat 3 steluțe din 5 pentru că, nu știu, n-a fost ceva revelator pentru mine, mi-a plăcut, mi s-a părut interesantă, dar nu pot să zic că m-a dat pe spate, adică a fost ceva care să îmi schimbe viața cu totul, așa că i-am dat 3 steluțe din 5. Apoi avem, nici nu știu dacă am terminat audiobook-ul înainte de cartea asta sau după cartea asta, dar nici nu are importanță. Ideea este că avem o carte cu care eu am mari probleme. Este foarte populară sau a fost foarte populară în state în mod special. Pot să înțeleg de ce nu este atât de populară, pot să înțeleg de ce unii oameni o văd ca fiind atât de interesantă, dar mie personal nu mi s-a părut interesantă. Din contră, mi s-a părut, dacă vreți, o versiune a lui Emily in Paris în Italia. Și vorbesc aici despre Love and Gelato. Este o carte, din punctul meu de vedere, plină de stereotipuri. Plină de stereotipuri din ale americane despre italieni, despre niște preconcepții din astea îmbătute în cuie pe care le au americanii despre italieni și de care nu vor să se dezică. Lucru absolut fascinant pentru că autoarea chiar și-a petrecut o perioadă destul de bună în Florența și practic
toate stereotipurile astea cumva ar fi trebuit să se demonteze, știți, stând acolo și trăind printre italieni și din contră parcă ei s-au accentuat mai tare stereotipurile și preconcepțiile despre italieni. Este o poveste semi-romantică, de experiență, ceva de genul ăsta. Eu am luat cartea asta pentru că a fost propunerea lunii August la Book Club, dar și pentru că am băgat-o într-o serie, într-un clip care va să vină cândva, când noi trece de Reading Clampul ăsta o să vină. Este o serie pe care, un clip mai interesant despre cărți pe care vreau să-l fac, o să vedeți la momentul respectiv. Și care este sinopsisul acestei cărți? Este cu o adolescentă care se numește Lina și care, după moartea mamei ei, care mama este bolnavă de cancer, va trebui să se mute în Italia. Mama ei spune că trebuie să se mute în Italia la un prieten de-al ei de acolo și nu-i dă nicio altă explicație, ci doar mută-te. Se duce în Italia, evident are niște probleme de acomodare și acolo în Italia cunoaște niște tineri de vârsta ei cu care se împrietenește și cu care încearcă să formeze, nu știu, diverse relații. Și practic toată cartea ar trebui să fie despre experiența pe care Lina o are în Italia și cum se acomodează ea acolo și dacă va rămâne sau nu să-și continue studiile în Italia. Pentru că planul mamei ei așa era. În primul rând că m-a enervat foarte tare cartea asta. Deci m-a enervat cumplit de tare pentru că pe lângă stereotipurile alea de care spuneam că e plină de stereotipuri și preconcepții despre italieni, m-a enervat personajul Linei, care este un genul ăla de adolescent răzgâiat, care efectiv nu vede absolut nimic în jurul ei. Acum, eu cunosc destul de mulți tineri și adolescenți a căror părinți s-au îmbolnăvit de cancer și de alte boli foarte grave și care unii dintre ei, din păcate, au și murit. Și oricât ai fi de egoist ca adolescent, tot te marchează chestia asta, tot te maturizează, tot e ca un duș din ăla cu apă rece și cumva te dai pe brază și te trezești. Deci vă zic din experiență că am văzut mulți tineri din ăștia și de-aia scenariul ăsta Linei nu mi se pare plauzibil, deci nu are esență, nu are nimic, adică Lina este genul ăla de copil răzgâiat, a cărei mamă într-adevăr este bolnavă, știe că o să moară, maică să accepte faptul că o să moară, dar Lina este, am pierdut campionatul nu știu care, dar eu nu m-am mai calificat nu știu unde, din cauza că a trebuit să mă duc cu mama la chimioterapie, dar eu nu m-am mai putut să mă duc cu prietenii mei nu știu unde, pentru că a trebuit să stau cu mama, dar eu a trebuit să anulez toate întâlnirile pentru că mi-am propus să stau cât mai mult cu mama, fiindcă o să moară. Adică tot ce face pentru ea este un chin și un efort și o face strict cu scopul de a o mulțumi pe maică sa și pentru că știe că maică sa o să moară. După aceea vine treaba asta cu mutatul în Italia. Maică sa îi zice, eu am să mor, știi, eu în câteva luni am să mor și tu te muți în Italia la nenea ăsta. Și ea zice, nu, ba nu, te muți. Dar cine e nenea ăla? Nu contează, tu te muți. Știți? Adică nu e plauzibil, n-are substanță, nu e logică treaba. Cum adică tu, copil de 16 ani, te muți la un nenea pe care nu l-ai cunoscut niciodată în viața asta, dar e un prieten al meu din tinerețile mele când eram eu prin Italia, știți? Pe care nici nu l-am mai văzut de 20 de ani. Dar tu te muți acolo. E absurd! E absurd! Nu are logică. După ce se mută acolo Lina, prioritatea ei numărul 1 nu este să se acomodeze, să vadă ce s-a întâmplat cu mama ei, nu. Prioritatea numărul ei 1 este să plece de acolo, dar stai un pic că nu mai plec de acolo pentru că am de gând să mă împrietenesc cu niște ăștia, cu niște puști pe care i-am întâlnit. Și al treilea, patrulea lucru care m-a enervat foarte tare este că cumva îți induce ideea că este ok să te folosești de oameni pentru a-ți atinge scopul. Adică este ok să intri într-o relație cu un anumit tip pentru a-l face pe tipul ăla pe care îl placi gelos și ăla să vrea să vină la tine și să-i atragi atenția. Este ok să intervii în relația unor prieteni doar pentru că tu ești capricioasă și s-a pus ție pata că vrei să fii cu ăla. Pe lângă faptul că Lina face lucrurile astea, sunt întărite de faptul că și maică sa, la rândul ei, când a fost în Italia, a făcut niște chestii similare. Și tipul, și se pune întrebarea dacă tipul ăla la care s-a mutat este sau nu tatăl Linei. Vă las pe voi să descoperiți.
A mai fost aici un personaj care m-a enervat absolut înfiorător. A cărui... a fost singurul personaj care cumva mi-a stârnit o emoție mai puternică decât faptul că m-a enervat Lina. Deci în rest toate personajele sunt foarte bleh, sunt foarte... Așa, și personajul ăsta, dacă ați citit cartea, puteți deduce cine este. Este un personaj la care ajunge, mă rog, Lina și îl confruntă, îi zice niște lucruri, îi zice ceva. Iar personajul ăsta se face că, nu e adevărat, dar nu e adevărat, nu se poate așa ceva, tu nu ai cum să îmi spui mie chestiile astea, știți? Dacă ați citit cartea, știți la cine mă refer. Într-un fel mi se pare plauzibilă reacția lui, având în vedere ceea ce făcuse mama Linei. Pe de altă parte mi se pare tâmpită, adică, băi, dacă ar veni cineva la tine și ți-ar spune chestia asta, stau puțin să investighez problema, adică cum? Nu a scăpat de tine așa, știi? Băi, da. Oricum, nu știu, foarte, foarte, foarte enervantă cartea din punctul meu de vedere și plină de stereotipuri, plină de preconcepții, plină de mesajul. Și asta mă enervează cel mai tare la carte, că transmite mesajul ăsta că este ok să te folosești de oameni, este ok să intervină în relații, este ok să minți, este ok. Și asta în condițiile în care asta este o carte din aceea young adult, mai degrabă, mai pentru tineri, pentru adolescenți, pentru tineri. Și le bagi în cap mesajul ăsta, știți? Și cumva vii și îl justifici și îl întărești prin faptul că și adulții au făcut chestia asta, nu doar copiii. I-am dat o stea. Mai are sens să zic? I-am dat o stea. Așa, nu, no way. Cartea audio pe care am ascultat-o în engleză se numește People We Meet in Vacation și am ascultat-o ca parte din acel clip pe care tot pregătesc și care nu mai vine și care m-a băgat într-un reading slam, dar o să vină. Cred că undeva în septembrie o să ajungă să fie gata și clipul ăla. Mai am două cărți de rezolvat pentru clipul ăla și o să vină. Este vorba despre doi prieteni care călătoresc foarte mult, au obiceiul, au cumva o tradiție între ei de a călători foarte mult, în fiecare vară să aibă câte o vacanță comună și bineînțeles că drumurile lor la un moment dat se separă pentru că ei se cunoșteau din facultate și la un moment dat fiecare o ia pe drumul lui și nici nu mai vorbesc din cauza unei chestii. Nu a zice că tâmpite, că se poate să strice o relație așa ceva, ceea ce a stricat relația lor, să spunem, dar cred că ar fi putut problema respectivă, dacă o discutai, putea fi rezolvată mai ușor. Ideea este că acest doi tip, o tipă, o ia și un el, a căror nume i-am uitat la momentul ăsta, Poppy o cheamă pe ea și pe el nu mai țin minte, Alex. Alex the Great, dacă așa l-avea trecut în telefon, Alex the Great, adică Alexandru cel Mare. Da, deci Poppy și cu Alex, ei sunt foarte buni prieteni și v-am zis, merg în vacanțe în fiecare vară. În fiecare vară au cel puțin o vacanță împreună, până când unul intră într-o relație, celălalt se duce în direcția aia, altă, nu știu, ea ajunge să lucreze la o agenție de... O agenție din asta de, dar nu de turism, nu, practic recomandă vacanțe, nu știu, e o chestie mai alambicată, în fine. La un moment dat, după vreo 2 ani, ea decide că, băi, știi că ar fi interesant dacă aș vorbi iarăși cu Alex și am încercat să mai avem o vacanță din asta, cum aveam pe vremuri și poate ne împăcăm și poate reluăm relația noastră de prietenie de unde am lăsat-o. Sau, mă rog, înainte de punctul în care am lăsat-o, că acolo s-au certat unde au lăsat. În cazul în care nu v-ați dat seama, ăsta este un romance și, după cum știți, eu iubesc foarte tare romansurile. Mi s-a părut așa foarte bland. Spre deosebire de Love and Gelato n-a fost atât de tâmpită. Deci măcar a avut scuza asta, dar mi s-a părut foarte bland. Adică în sensul că îți dădeai seama din prima că ei se plac foarte tare. Nu era o chestie necunoscută. Era clar că există o atracție fizică și ei se iubesc și se țin foarte tare, nu numai la nivel de prietenie între ei. Ceea ce pe mine m-a făcut să... Ok, eu ce mai caut aici dacă se vede din start că ei se plac foarte tare? Dar e chestia aia, știi? Noi ne placem, dar nu stai acolo, că nu vreau să mă apropii de tine. Știi? E o chestie din asta, un teatru din asta ieftin, de după amiază, tipic americanesc, care pe mine personal nu mă încântă chiar deloc, nu știu, nu mă face să vreau să citesc romans, știți, când dau de genul ăsta de scriere, de scenarii și așa mai departe.
Da, deci ei se duc în vacanța asta, care este total pe dos de cum își imaginează. Și e foarte clar din toate gesturile lor că se plac. Și ok, dacă nu vă placeți, de ce nu discutați măcar problema? Știți? Și o țin așa într-o prostie, dacă pot să zic, langa, până când se întâmplă ceva și până când ajung tot unde trebuia să ajungă până la urma urmei, adică unde era inevitabil să ajungă. Mi s-a părut relativ insipidă cartea, deci mi s-a părut așa, nu știu, fără sare, fără piper, fără nimic, fără... Adică, cumva a încercat să facă personajele cumva în antiteză, adică ea să fie o tipă din asta de relativ zbuciumată, dezordonată, imprevizibilă, care nu-și face planuri, pe când ăsta, la altul, Alex, este foarte calculat, foarte meticulos, foarte wow, așa, foarte organizat, totul este făcut, aranjat la linie, adică ceva de fix opusul ei, dar de fapt el nu e nici așa de meticulos și așa de organizat, e doar un tip mai, cum să zic, mai, e doar un pic un tip mai calculat și mai cerebral decât ea atâta tot, adică nu e așa și nici ea nu este cea mai dezorganizată și mai dezordonată persoană din lumea asta, știți? Nu m-a atras, nu mi-a zis nimic, nici nu mi-a displăcut, adică nici nu m-a enervat cumplit cum m-a enervat Love Angel tot. Da, deci nu m-a dat pe spate cartea, nu mi s-a părut extraordinară, nu mi s-a părut wow, nu mi-a stârnit nicio senzație deosebită, personajele mi s-au părut foarte plate, foarte așa, adică foarte comune, nu au avut nimic extraordinar, doar chestia asta cu te plac, dar nu te uita la mine, știi, te plac, dar nu. Așa, care pe mine mă plictisește. Prin urmare, i-am dat 2 steluțe din 5. N-a fost tragică ca prima, dar nici grozavă n-a fost. Și ultima carte pe care am citit-o în august a fost Trădarea, al doilea volum din Casa Nopții, scrisă de PC Karst și Kirsten Karst, de la Litera. Dacă vă aduceți aminte, de acum câteva clipuri cu wrap-up-uri, nu știu, în iulie sau când am, în iunie, când am terminat primul volum, vă las în descriere clipul în care vorbesc despre primul volum din serie, acesta este al doilea volum. Știam la ce să mă aștept la cartea asta pentru că am recitit-o, practic este o recitire pentru mine. Problema cu seria asta, și de-aia am renunțat la un moment dat la o citi, este că sunt anumite cărți, care cumva sunt cărți de legătură, fac trecerea, nu știu, la vremea la care cartea asta a fost scrisă, se practica chestia asta, scoteai o serie de 6, 8, 10 cărți și între volumul 1 și 3 sau 1 și 4 erau una sau două cărți de legătură care nu, în care nu se întâmpla mare lucru, nu-ți dădea lumea peste cap, nu se întâmpla cine știe ce, dar era de legătură. Acum, din ce mai văd la booktuberii din afară care citesc cărțile astea, Young Adult, SF, nu știu, și așa mai departe, din astea, fantasy, ca să zic. Acum chestia asta nu se mai practică, ci se pune partea asta de legătură, se pune într-un roman și se face un roman mai gros, că de-aia sunt cărțile atât de groase, că au inclus și partea aia de legătură. Practic, asta este o carte de legătură cumva între volumul 1 și volumul 3. Nu se întâmplă foarte multe lucruri interesante, exceptând un lucru care mi s-a părut mie mai memorabil și care este scris inclusiv pe spate. Și asta m-a enervat cumplit, pentru că prima dată când am citit cartea, am citit sinopsisul de pe spate și a fost un spoiler și după ce am citit cartea mi-am dat seama că era cam evenimentul major care se întâmplă în carte și m-a enervat foarte tare pentru că are legătură cu Zoe. Pentru cine n-a văzut clipul cu prima carte, o avem ca protagonistă pe Zoe, o adolescentă care tot așa este însemnată, are vreo 16 ani și ea, este însemnată și ajunge în Casa Nopții, Casa Vampirilor, practic, unde își va continua educația și formarea ca vampir. Bun, în volumul 2, după ce a trecut ea prin niște chestii care n-au pus-o neapărat bine cu multă lume în Casa Nopții, deci asta s-a întâmplat în volumul 1, în volumul 2 există cumva o continuare a celor evenimente, cumva un debriefing, dacă vreți, după evenimentele alea, și se întâmplă ceva.
Zoe pierde pe cineva foarte drag, lucru care v-am zis este scris pe spate și m-a enervat foarte tare. Bine, asta o să ducă la următoarea carte unde se vor întâmpla niște lucruri cu persoana respectivă, dar până în momentul de față ea pierde acea persoană care este foarte dragă și în egală măsură se preconizează un fel de triunghi amoros, quartet amoros, dacă vreți, între care singura fată este Zoe, adică cumva Zoe ajunge să aibă 3 pretendenți, un iubit oficial și 2 pretendenți, ceva de genul. Unul dintre ei este, mă rog, mai fishy, celălalt este fostul ei iubit de când era om, când rămâne de pe vremea când era adolescent om, care o hăituiește acum, o aleargă, așa, și da, e o cumva dubioasă partea asta, dacă mă întrebați pe mine, e puțin dubioasă, ea având 16 ani, un adult care pare, dă impresia că este îndrăgostită de ea și o mă rog, ridică în slăvi așa și zice tot felul de chestii, scrie și poezii, apropo, ce se pare că vampirii sunt înnebuniți după poezii. Doar că la finalul cărții ne dăm seama că acea persoană, mă rog, era acolo cu un scop. Da, cumva toate astea fac parte din procesul de maturizare a lui Zoe, care trebuie să se întâmple puțin altfel pentru că este specială. Pe cât era de banală și de comună în viața ei umană, pe atâta de special ajunge ca vampir, pentru că zeița vampirilor vrea să o folosească pentru a, mă rog, descoperi niște lucruri care se întâmplă, adică practic și vampirii sunt corupți, ca să înțelegeți, da? Există corupție și la nivel de vampiri, până și ei au ajuns să fie corupți. E, și pe Zoe o folosește zeița asta să vadă cam care e treaba cu corupția aia și să o descopere și să găsească rădăcina de unde pleacă tot răul și așa mai departe. Și în cartea asta Zoe cumva ajunge să-și dea seama că nu toată lumea care se pretinde a-i fi prieten și este prieten. Și asta mi-a plăcut, că cumva se discută tema asta a faptului că oamenii sunt parșivi și sunt ipocriți. Poate că de multe ori sunt preferați ăia care par că nu te plac, dar măcar ce o spun în față, decât ăia care se dă gudură pe lângă tine și zic că te învață și te ajută și nu știu ce și după aceea ajung să te trădeze. Cartea se numește Trădarea tocmai pentru că Zoe descoperă că cineva pe care ea adora și considera, nu știu, o persoană foarte importantă, o să ajungă să o trădeze. Pe lângă asta, ce mi-a mai plăcut în cartea asta, ce s-a mai discutat interesant în cartea asta, s-a pus puțin problema de religie și a fost câteva fraze așa care mie mi s-au părut foarte inteligent inserate în carte despre religie și despre cum e bine să acceptăm toate religiile și să respectăm fiecare religie și să nu încercăm să ne impunem religia noastră și să nu încercăm să ne impunem convingerile noastre altora. Și asta, având în vedere că este o carte pentru adolescenți, mi s-a părut o chestie foarte inteligentă și foarte bine plasată acolo. De asemenea, se mai atinge și tema homosexualității și a faptului că s-ar putea ca familia să nu te accepte și cam cum te simți în situația asta. Unul din prietenii lui Zoe este homosexual și părinții nu-l acceptă, adică nu acceptă, nu cred că este homosexual și cred că are o boală și cred orice altceva. Țineți cont de faptul că cărțile astea au fost scrise pe la jumătatea anilor 2000, asta a fost scrisă prin 2009, dacă mi-aduc eu bine aminte, a apărut prin 2009 și la momentul respectiv încă se puneau problemele astea, încă erau destul de acute, să știți. Acum, uitându-mă în urmă, niște ani, un pic mai târziu, pare că ne-am mai relaxat în privința asta, dar la jumătatea anilor 2000 încă și în state mai erau probleme mari cu chestia asta. Nu că acum n-ar mai fi probleme, dar parcă s-au mai potolit. Așa, și pe lângă asta, o altă tematică foarte importantă pe care o regăsim în cartea asta și cam în toate, și în prima carte, dar și în asta, asta fiind o carte punte, așa, se discută mai mult pe tema asta, este cea a faptului că Zoe nu se înțelege cu părinții, că la fel părinții ei nu acceptă, tocmai prin prisma religiei.
Tatăl Vitreg al lui Zoe este adeptul unei religii din astea mai dubioase, așa, și are pretenția ca toată lumea să facă ce vrea el și cum vrea el, iar mama lui Zoe este cumva spălată pe creier și din cauza asta nu acceptă tot așa că Zoe e vampir, că ea are alt drum acum în viață, că nu poate să mai facă ce vor ei și le se pare deranjantă treaba asta, că nu mai face ce vor ei. Și da, e interesant, adică sunt interesante de descoperit temele astea care sunt în spatele poveștii pe care o prezintă autoarele. Da, dar nu m-a dat pe spate, v-am zis, este o recitire, am recitit-o tocmai pentru că nu mai eram sigură dacă acea persoană importantă din viața lui Zoe moare în cartea asta sau în următoarea și m-a lămurit. Da. N-am vrut să citesc chiar și pe spate ca să mă dezamăgesc, dar încă îmi aduc aminte sentimentul ăla, așa cum mi s-au prăbușit toate, nu știu, mi s-a prăbușit universul în momentul în care am citit pe spate cine a murit, că moare persoana respectivă și zic, și de acum ce se întâmplă. Dar are sens, adică în următoarea carte o să aibă sens. Cam astea au fost cărțile mele. V-am zis, am două cărți începute, Tronul de Cleștan și o vară italiană, că n-am reușit să o termin. O să vă vorbesc despre ele la finalul lunii septembrie și voi să-mi spuneți în comentarii ce ați citit în august sau ce vreți să citiți pentru toamna asta sau dacă aveți un TBR. Nu uitați că am făcut un clip, un challenge pentru mine, vi-l las și pe acela în descrieri, în care vă zic că nu mai cumpăr nicio carte până la final de an. De asemenea că v-am atins și targetul pe anul ăsta, o să vi-l las și pe ecran eventual. Și dacă v-a plăcut clipul ăsta, dați un like și un share și nu uitați să vă abonați și să veniți pe Instagram. Vă pup!